Senatul a adoptat proiectul de lege care prevede modificarea legii vânătorii prin eliminarea cormoranului mare din anexa privind interzicerea vânătorii și includerea acestuia pe lista unde vânătoarea este permisă în anumite perioade. Inițiatorii acestei modificări legislative susțin că pagubele provocate de cormorani în sectorul piscicol se ridică la aproximativ 20.000 de tone de pește per an. În condițiile în care România importă 80.000 de pește tone de pește pentru asigurarea cererii de piață. Potrivit proiectului legislativ, cormoranul mare va putea fi vânat în perioada 1 septembrie-28 februarie. Totodată, valoarea de pagubă admisă va fi de 80 de euro, în timp ce valoarea interzisă va fi de 270 de euro. Deși în țara noastră au fost utilizate o serie de metode alternative pentru protejarea producției de piscicultură împotriva cormoranilor, plase tunuri cu gaze sau radiofrecvență, laser, sperietori de ciori, etc., cormoranii se adaptează și nu se mai sperie, astfel că aceste metode au devenit insuficiente, se arată în expunerea de motive. Senatul este prima cameră sesizată, iar proiectul urmează să fie dezbătut în Camera Deputaților, care este fort decizional. Fostul ministru al Agriculturii, Petre Daia, a vorbit în luna ianuarie la Bruxelles, în Comisia pentru Pescuit din Parlamentul European, de numărul mare al cormoranilor din țara noastră. Cormoranii în România fac baie în piscine, nu se mai fărez de oameni de pescar nici atât, a spus Daia în fața europarlamentarilor.